America, toți cei care sunt trăitori acolo, îl întreabă pe noul venit în America, mai proaspătul venit în America, dacă Eminescu mai este receptat. Pe cum să nu întrebe? Eminescu este chiar simbolul, este Dumnezeul la care s-au închinat ei când s-au gândit la Libera Ună și la cercete lege în codurile pe care le-au purtat cu ei, pentru că și ei s-au legănat și cu ploaie, și cu vânt, și cu visele toate uneori la pământ. Că mai există și alți scriitori români care trebuie descoperiți, desigur, dar chiar asta face Anca Sârbie. Se duce acolo cu câte o carte nouă, cu câte un autor nou și nu ne bagă pe gât. Ne prezintă în așa fel încât ne stârnește și interesul și bucuria de a descoperi că în țară, în limba aceasta care este limba dorului, încă se scrie frumos, încă se gândește frumos, încă se visează frumos și visele noastre nu sunt chiar toate de oameni frânzi, sunt chiar de oameni care au ceva de spus, vor să se facă auziți și o și fac cu toată dăruirea. Bravo, Anca Sârbie! Faptul că acolo sunt date și oameni care s-au dus după ce s-au împlinit în țară și s-au împlinit bine, deci nu din punct de vedere material, o ziceau rău, ci pentru că le era nu foame, ci era o sete cumplită de libertate, pe vremea când libertatea nu ne era chiar la îndemână, acum când o avem, nu are totdeauna gustul foarte dulce, dar este dreptul nostru de a gusta acest lucru și de a spune după ce am înțeles asta, și eu am fost în Arcadia.